Tema prezentată astăzi este factorii generali care influențează comportamentul consumatorilor. Principalele obiective operaționale urmărite sunt identificarea factorilor care influențează comportamentul clienților sau consumatorilor, descrierea tipurilor de consumatori în funcție de diverse criterii de clasificare și utilizarea corectă a noțiunilor de specialitate. Clientul reprezintă persoana fizică sau întreprinderea care cumpără regulat de la un magazin. De asemenea, poate fi persoana fizică sau juridică care beneficiază de diverse lucrări și servicii. Consumatorul este persoana care consumă bunuri rezultate din producție. Conform clasificării lui Peter Kotler, factorii care influențează comportamentul clientului sau consumatorului sunt factorii culturali, cum ar fi cultura, cultura secundară, clasa socială, factorii personali, factorii psihologici și factorii sociali. Factorii personali, conform clasificării acestuia, sunt vârsta și etapa ciclului de viață, ocupația, situația materială, părerea despre sine și personalitatea. Factorii psihologici se referă la motivație, percepție, învățare, convingeri și atitudini. Factorii sociali sunt grupuri de referință, familia, rolul și statutul social. A prevedea comportamentul consumatorului implică studierea personalității, a motivațiilor, atitudinilor și opțiunilor sau opiniilor acestora și studierea mediului în care trăiește, a tradițiilor culturale și obiceiurilor sale de consum și de cumpărare. Grupele de consumatori pot fi stabilite în funcție de factorii demografici, vârstă, sex, ocupație, factorii psihologici, cum ar fi temperamentul și caracterul, și factorii conjuncturali, cum ar fi condițiile ambientale și împrejurările specifice în care se realizează actele de vânzare-cumpărare. În funcție de temperamentul de cumpărare, întâlnim mai multe tipuri de cumpărători, și anume cu temperament sangvin, cu temperament coleric, cu temperament flegmatic și cu temperament melancolic. Cumpărătorul cu temperamentul sangvin este vioi, energic, optimist, sociabil, se adaptează ușor la situațiile noi de mediu și la diferiți oameni. Este sigur pe el, îndrăzneț și rapid în luarea deciziei de cumpărare, dar nu acceptă cu ușurință sfaturile personalului din comerț. Cumpărătorul cu temperamentul coleric este foarte nervos, își pierde și iese repede din fire, fiind nestăpânit, foarte rapid și mobil, se decide imediat asupra cumpărăturii, dar nu suportă contrazicerile, acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. Cumpărătorul cu temperamentul flegmatic este mai lent, calm, răbdător, cu mimică și gesturi mai puțin expresive, mai rezervat și nu își exprimă vizibil gusturile și preferințele, chipzuind mult până la decizia de cumpărare, pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. Cumpărătorul cu temperamentul melancolic este foarte sensibil, impresionabil, liniștit, nehotărât, având nevoie de sprijinul vânzătorului, cu condiția ca acesta să fie delicat și plin de tact. Caracterul are o influență foarte mare asupra comportamentului de vânzare și întâlnim astfel următoarele categorii de consumatori. Consumatorul dificil, consumatorul atotștiutor, consumatorul econom, consumatorul impulsiv și consumatorul entuziasm. Consumatorul dificil este foarte pretențios, se hotărăște greu, respingând argumentele vânzătorului, chiar dacă nu are motiv. Consumatorul atotștiutor se consideră competent în legătură cu orice produs, dorind să facă în orice împrejurare dovada acestei competențe. Consumatorul econom apreciază aproape toate produsele în funcție de prețul produsului. Consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit, fără să se gândească prea mult, fiind impresionat de înfățișarea produsului sau de marca lui.
Cumpărătorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care îl laudă și îl admiră în mod excesiv. Având în vedere factorii conjuncturali, putem identifica următoarele tipuri de consumatori: consumatorul hotărât, consumatorul nehotărât, consumatorul nemulțumit și consumatorul grăbit. Consumatorul hotărât este reprezentat de persoana care știe precis ce vrea, știe că produsul se găsește în magazinul respectiv. Consumatorul nehotărât reprezintă persoana care fie nu știe ce dorește, fie nu știe că produsul dorit se află în magazinul respectiv. Consumatorul nemulțumit este persoana care nu găsește marfa dorită sau nu a fost servită potrivit așteptărilor. Consumatorul grăbit reprezintă persoana care, fiind în mare criză de timp în magazin, preferă să renunțe la cumpărături în caz de aglomerație. Având în vedere atitudinea față de un produs noi, apar inovatorii, adaptații timpurii, majoritate timpurie, majoritate târzie și lenții. Consumatorii inovatori sunt cei care acceptă riscul și adoptă primii noile produse. Adaptații timpurii sunt în general liderii de opinie ai grupului din care fac parte. Majoritatea timpurie este reprezentată de consumatorii temperați, care însă urmează destul de rapid liderii de opinie. Majoritatea târzie este marcată de scepticism. Adoptă un produs nou după cum a fost preluat de o mare parte a consumatorilor. Lenții sunt caracterizați prin suspiciune permanentă față de schimbare, tradiționalism sau nihilism. Vă rog să analizați cumpărăturile realizate de voi în 5 zile consecutive. Trebuie să aveți în vedere momentul zilei de achiziție, tipul de produse achiziționate, locul achiziției și suma alocată. Identificați factorii care vă influențează decizia de cumpărare. Prezentați ce tipuri de client sunteți în funcție de temperament și caracter. Justificați răspunsul dat. Mult succes!